S-a răzgândit, nu. A mai preferat o lovitură ofensivă. Și aș ca bine. A știut de la început Dinca a executat prea încet lovitura. Să fie o lovitură combinată? Nu. Încearcă plasarea bilei albe în spatele bilei galbene. Aș foarte bine a dus bila albă acolo. A reușit să lipească bila albă de mantă. Ding trebuie să fie foarte atent. Mai șterge prin stânga. Da, să nu lovească mai în plin. În plin. Destul de în plin și uite că nu evită carambolul cu bila albastră, iar Michael Holt poate ataca riscant, ce-i drept, buzunarul stâng. Da, e pe cealaltă bilă. Nu ar mai avea traseu de întoarcere. Wow. În spatele bilei verzi. Dar trebuie să evite bila albastră. Prin stânga atacată, a imprimat contraefect bile albe. Ei, dar ce noroc pe Ding! Ridică mâna, da. Ding. Și cere scuze. Bine, a avut noroc la lovitura combinată, dar nu și la poziția obținută pentru o bilă colorată. Grea lovitura. Super lovitură. E incredibil, ce lovitură dificil a executat Ding. Dacă a avut noroc foarte mai îndrăzneț. Devreme, a trebuit să demonstreze că, ok, pe undeva și merită acest noroc. Hai să-l vedem, încă nu este în control. Dar acum va prelua controlul la masă. Fie va încerca să obțină un unghie la bila neagră pentru a sparge mănunchiul. Da, și asta cred că va face. Mai are o bilă din stânga pe care ar putea să continue, dar nu din acest unghi. Va intra în pachet după cum a plasat acolo. Și cam gata. Dar de ce a fost atât de finuț? Da, nu știu. De ce nu a lovit puternic, nu? Nu știu. Spargi mănunchiul, împrăștii toate bilele. Hai să vedem, a vrut și... să obțină poziție pe ce bilă? Cred că a încercat să atingă, să intre în carambol cu bila roșie din stânga bilei albe. Uh-huh. A intrat în carambol cu altă bilă. Da, și prea în plin. Da. N-are ce face, obligat să cedeze rândul la masă, oprește break-ul, doar 20 de puncte per total în favoarea lui Ding în acest joc. Și o lovitură de siguranță, printre bila galbenă și bila maro, să se ducă bila albă în spatele bilei. Foarte ofensivă această lovitură de siguranță. A vrut mai mult să spargă. Cred că a lovit din greșeală mai în plin. Pentru că a trecut și foarte aproape de bila albastră, bila albă. Da.
Cu alte cuvinte, ratată lovitura de siguranță. Da, mai degrabă. Uite-l pe Din cu mult contraefect, nu? Da, da. Grea poziție pentru Holt. Îi blochează partea dreaptă a mesei bila albastră. El se uită la o lovitură combinată din patru bile. Dar a patra bilă din combinație se duce mantă. Se vede foarte clar. A vrut să spună că masa a tras, a rulat în dreapta. El a lovit mai în stânga. Mai avea puțin Holt și comita și un fault. Aproape să atingă bila albastră. Și are bilă pentru buzunarul de mijloc, Ding. One. Masa sunt convins că e bine reglată, dar el a executat și foarte încet mai devreme lovitura. Și vreo urmă de priză sau de tac. De tac ca de tac. Nu cred că mai degrabă priza creează o suprafață mai mare, tacul. Pa, cât de cet a lovit el, a executat lovitura. Bila nu se duce, bila alba nu se duce niciodată drept. Găsește urmă în postav și tot urmează în stânga sau în dreapta. Îmi place unghiul, se îndepărtează de bila neagră. Ar putea să intre în carambol cu o bilă roșie sau să iasă la bila albastră. 16. Acum e momentul să spargă pachetul. Se uită atent. Da, nu mai sunt bile pe care să le joace. Ieri în meciul lui Robertson, cred. Cu Martin Gould? Martin Gould au fost două faulturi după spargerea la bila albastră. Nu așa, prea mult efect și prea încet executată lovitura. Cred că a fost frică de o combinație pentru buzunarul drept. O vezi? Acolo din două bile. Dar nu știu dacă e orientată pe buzunar. Nu e orientată pe buzunar, nu. Spuneai de Martin Gould. Da, și el și Neil Robertson au greșit, au comis fault. Atunci când mănunchiul a fost spart. Când au spart mănunchiul, deși părea că nicio bilă nu este setată pe o lovitură combinată spre buzunarul, spre unul din buzunarul superioare, totuși faultul s-a comis. Superbă lovitura lui Ding. Absolut. Excepțional. Da, mi-aduc aminte de faultul lui Martin Gould, mă uitam și eu la meci. Mai înainte, dar să știți că atunci au fost două caramboluri. Da. Bila albă a intrat în carambol cu bila roșie, a mai rulat și ulterior a mai fost un carambol. Da. Așa a ajuns bila roșie în buzunarul drept. Da. Nu a plecat din prima. Nu. De asta spuneam că pachetului. Martin era pur și simplu, nu înțelegea, la fel și în cazul lui din Robertson. Nici australianul nu și-a putut explica, pentru că nu era setat. A fost o deplasare după care un alt carambol care a modificat. Am văzut că se agita foarte mult Martin Gould atunci când pierdea poziția pe albă sau urma vreo ratare. Nu, n-a fost în ziua lui. Dar a dus meciul în joc decisiv, nu?
mai degrabă spus, Neil Robertson a dus meciul în joc decisiv. Ah, dar ce bilă neagră a ratat Gould. Au caminte. A luat tot el, a câștigat acel joc. Pentru că la rândul i-a greșit Neil Robertson, a șters prea fin acea bilă neagră, dar... Nu, a fost un meci interesant. Interesant, nu s-au ridicat cei doi la un nivel prea ridicat, dar dramatismul desfășurării a compensat realizările tehnice mai reduse, mai slabe. Iese prin dreapta sau intră în parchet? Intră în ele. Da. Ok, a intrat bine. Da. A mizat pe bila roșie din dreapta bilei albe să continue la buzunarul drept, dar cred că lovitura mai ușoară este pe buzunarul de mijloc. Sparge ce a mai rămas din pachet și își deschide jocul Ding. 66 cu 67. Urmează bila de 2 la 2. Și în meciul cu John Higgins din Junhui a început mai slab disputa, dar încet încet și-a revenit. 56. Ușor atipic pentru Ding. El de obicei începe bine și termină catastrofal, 57. Dacă nu slab. A avut o masă foarte grea din Juhoi. Unde 72. Cel mai mare de până acum. Da, ar putea realiza și unul de peste 100 de puncte. Eighty-six. 86. 14 puncte. Bila. 88. Bila albastră este bila de break de fix 100 de puncte. 91. Spune asta că bila roz îi poate crea ceva dificultăți lui Ding în tentativa de a închide masa. 95. Excepțional break. Al 250. 106. Al 250-lea break al carierei, break de peste 100 de puncte. Închide masa, da, cu totul. Și a dat 913-106, pentru că ultima lovitură a fost fault. Ding Junhui, Michael Holt, 2 la 2. Desert Island, a new beginning.
Start a new life in the South Sea, in Lagunia. Win new friends and create your island paradise together. Welcome to Lagunia. Play for free at lagunia.tv. Extraordinar break-ul lui Ding Junhui, reușit în jocul 4, break de 106 puncte. Și cu acest break, Ding reușește să egaleze situația la jocuri. După 4 jocuri, scorul este egal 2-2. Îl așteptăm pe Michael Holt să revină. Pentru jocul cu numărul 5. Jocul cu numărul 5. Dintr-un maxim posibil de 7. Frame number 5. Ding Junhui, to break. Începe așadar jocul cu numărul 5 al meciului Ding Junhui, Michael Holt. Scurtă lovitura de deschidere. Foarte bun snookerul reușit. Ding probabil va încerca o lovitură cu două mante să șteargă fin o bilă roșie, iar bila albă să revină în jumătatea inferioară. A lovit cam în plin. Dar nu lasă nicio lovitură de buzunar. Tot în spatele bilei galbene. Și la fel, snooker reușit la toate bilele roșii. Același gen de lovitură cu două mante. Mai devreme a lovit mult prea în plin. Da, era greu să treacă și pe lângă bilele colorate, bila albă. Are lovitură de buzunar, Holt. E o lovitură sigură, având în vedere că nu prea ajunge la bila albă, se întinde prea mult pe masă. Execută lovitura și peste bila maro. În plus, bila albă cred că va intra în carambol cu o altă bilă roșie. A reușit să evite carambolul. Excelentă lovitură. Și obține cea mai bună poziție la bila albastră. Deocamdată nu cred că va juca bila neagră. Deși bila neagră ar avea loc pe punctul bilei roz, da. Dar se blochează. Se blochează măcar pentru un buzunar de... pentru stâng, buzunarul stâng. S-ar putea să aibă traiectoria liberă la cel drept. La cel de mijloc, ce zici? La cel din stânga. A, uite că eliberează acum punctul de repoziționare. Nu ți s-a părut? Ba da, a jucat bila care intenționată blochea. Acea bila. Da, care mai este scorul la celelalte mese? 3-0 Neil Robertson cu Tian Peng Fei. În continuare, 2-1 Jamie Burnett, Kurt Mufflin, dar... A, este 2-2, gata, nu mai, niciun dar. Uite, Kurt Mufflin, și l-am văzut amândoi, și la Constanța, și la București. Da, și l-am văzut și... Bun, lăsăm la o parte că l-am comentat. La Eurosport. Nu înțeleg de ce i-a luat și de ce ia în continuare atât de mult timp. Este un jucător, atunci când... Le-a lăsat foarte bun.
Îl așteptam mai de mult în mai sus în clasament, totuși este destul de jos în acest moment. Kurt Mufflin. Sunt foarte mulți jucători buni și e greu să... Foarte, foarte. De la, eu zic că de la 50 să în sus... Să clasament. Sunt 1 și 1, dar chiar și 60. Uite. Da, exemplu cel mai bun ar fi meciul de ieri dintre Tiang Benfei și... Spune-i. Stuart numărul Bingham. 10 mondial Stuart Bingham, Tiang Benfei 70. Și 4. Da. L-am vins în joc decisiv. Da, dar... L-a fi și bătut și pe hol spre cabină. L-am vins cabină. Și nu, cred că la bătaie la... Stuart? Stuart e mai solid, da. Da? Da, și la... Cum la... Ziceai de, că l-a bătut. L-a bătut și cum break de 103 puncte, dacă nu mă înșel. În jocul decisiv. Da. Oh. Continuare la buzunarul de mijloc de parte stângă. De aceea e foarte greu să urci în clasament. Da. Și dacă reușești să fii mai în față, e greu să te menții pe urmă. And three. Foarte greu să fii un jucător constant. Păi cei constanți sunt în top 10. Da. Era important să nu fie drept pe lovitura. Și se pare că are un unghi. Da, un unghi mic. Să vedem tacul jos. Înseamnă că preferă să joace carambol și nu știu dacă a fost foarte inspirat aici. Să atace buzunarul drept, se duce spre grupul de trei bile, mai bine la buzunarul de mijloc, din stânga, da, dar nici acolo nu. Acolo s-ar putea să rateze. Exact. Aici e mai sigur, în dreapta nu va fi sigur de controlul bile albe. Să strecoare bila albă printre cele trei bile roșii și cea din stânga spre bila albastră. Nu, pune greu, e greu de evitat carambolul. Se folosește de pachet pentru a obține poziția la bila neagră. Uite. Kick. Are ghinion. Da. Da, oh, dar a rulat ciudat în dreapta bila roșie. Ia să vedem pe reloare. Da, evident kick-ul. Da, nu a fost vina lui. Chiar a avut ghinion. Și uite așa se pierde un joc. Ding, să nu are o lovitură simplă. Poziție incomodă. A încercat o ieșire la bila albastră, a rămas până la urmă în apropierea bilei negre, dar din nou are lovitură dificilă. Oh. Bine că a executat în ce lovitură. Mai tare puțin. Ar fi rămas pe marginea buzunarului. O, a lovit manta superioară, nici de cum marginea buzunarului. Nai. Fourteen.
15. Ar putea, ia să vedem, 20, 16, 16, 16. Da, va avea nevoie și de bila roșie de pe manta laterală din partea dreaptă, Ding. Chiar de, dacă va juca toate celelalte bile cu bila neagră. Crezi că va lăsa ultima acea bilă, Sandy? Da, așa se procedează. Argumentează și de ce se procedează așa. În primul așa. Rând, reușești să îți depășești adversarul ca punctaj. Da. Iar dacă la ultima bilă nu ai obținut cea mai bună poziție pentru a fi jucată la buzunar, execuți o lovitură de siguranță. Da, și îi reduci posibilitățile de exact. A reduce din eventualul handicap sau a reveni la conducere. Plus că... Practic ai prima șansă dacă te îndepărtezi de adversar exact. Și lași acea ultimă bilă roșie pe masă. Uite aici, o poziție favorabilă la bila albastră, dar nu va încerca să obțină poziție la... Nu, întotdeauna se lasă da. Ultima. Și în caz că ai o poziție așa și așa, nici foarte bună, dar nici extrem de proastă, încerci totuși să atași bila, sperând că dacă ratezi, nu rămâne în apropierea buzunarului. Ia uite, uite, fii atent aici. Nu pot să cred așa. Nu mă așteptam la din. Și nu a încercat să dezvolte nu, cealaltă bila. Nu, a vrut să obțină da. Poziție la bila neagră. A ridicat puțin mai mult vârful tacului. Sigur, a lovit și greșit. Da, nu prea îl vezi pe Ding să rateze astfel de lovituri. Pentru el e bine până la urmă. Pentru cine? Pentru Ding. A avut noroc, mare noroc. A, că ar nu a lăsat. Ar fi putut să lase poziția la bila ratată. Nu? Din nou foarte norocos. Și asta pentru că nu a lovit în plină bila albastră. Ratase inițial traseul de întoarcere al bilei albe. Dar într-un final i-a ieșit bine. Traiectoria nu e bună pentru bila albă. Da. Foarte aproape de buzunarul galben. Se pare că cel mai dezechilibrat meci este cel dintre Annie Robertson și Tian Pengfei. În acest moment da, 22 de puncte maxim disponibile pe masă. Pengfei îl conduce 59-38 pe Annie Robertson, adică 21 de puncte. Pengfei se află la masă și mai are nevoie de Bila Maro pentru a marca primul său joc pe tabelă. A reușit o lovitură foarte grea, Ding. Ce acum nu are o lovitură simplă? Rău deloc. A jucat mai devreme fără niciun fel de efect. Six. Pentru a fi sigur că nu ratează. Și era evident că carambolul cu bila roșie se afla pe traiectoria naturală a bilei albe.
Rulează prea mult pentru bila albastră. Preferă un tur de masă ieșire cu 3 mante. Extraordinară lovitură. Foarte frumos a recuperat poziția bilanului. Va avea nevoie și de cealaltă bilă roșie. Oh, din nou, prea mult. Are probleme cu acest buzunar. De fapt, nu cu buzunarul, ci cu unghiul sub care îl atacă. Da, și... Deci acum are o poziție perfectă, nu-l ajută poziția obținută la bilă albastră, e prea drept. Da, cred că s-a terminat meciul la masa 2. Peng Fei nu a reușit să câștige vreun joc în fața lui Neil Robertson, care câștigă 4-0 și urmează întâlnirea să andi în semifinală pe Steven Maguire, cred. Sau nu? Ba da. Și dar avem o primă semifinală, Steven Maguire, Neil Robertson, iar cealaltă va fi compusă din câștigătorii meciurilor Ding Junhui, Michael Holt, aici la masa 1, și la masa 3, Jamie Burnett, Kurt Mufflin. A ratat ultima bilă roșie, Ding, și această bilă poate fi jucată la buzunarul verde. Acel de mijloc. Nu. Nu știu dacă a jucat la buzunar. Nu. La siguranță a jucat. Da. ...24 cu 35, l-ați văzut pe Eckhart. Marcel Eckhart, scorerul acestui meci. Extraordinar, victorie. Dar pierde bila albă. E riscant acum să mai joace. Da, e obligat. Da, dar automat îl duce la o poziție bună la bila galbenă. Dacă va încerca snookerul... Da, la snooker. Michael Holt. Ok, foarte bine. E foarte greu de atins bila galbenă. O lovitură cu una sau două mante. Da, ce ieșire, dar fără control pe bila albă. Dacă nu are noroc. Și nu are. Nu are. Da, e centrată. Nu are, dar galbenă. Atenție, bila roz, bila neagră are nevoie de toate bilele colorate, Michael Holt. Ieșirea de la bila roz la bila neagră va fi una extrem de dificilă și în același timp importantă. Are nevoie de retur și să plaseze bila albă în partea superioară a mesei, să treacă de jumătatea mesei. Nine. Prea mult a rulat. Acum trebuie să execute mai încet lovitura în țepat și să nu fie drept la bila roz. E bine. 14. Are cea mai bună poziție.
Și Bila Roz este lipită de mantă. Nu ar trebui să aibă probleme. Are și lovitura. Deci nu clipește ding. Rulează, rulează bine. Da, va fi 3-2 în favoarea lui Michael Holt, categoric. Perfect. Mai bine de atât. Drept pe buzunar ca să nu aibă emoții. Excepțională închidere de masă reușită de Michael Holt. Ding resimte presiunea scorului. Holt la un joc distanță de semifinale. Să nu uităm, Ding Junhui a disputat ultima finală de Player Tour Championship, varianta asiatică, pierdută la 0 în fața lui Stephen Lee. A desert island, a new beginning. Start a new life in the South Lagoonia. Win new friends and create your island paradise together. Lagoonia. Lagoonia.tv. Toate competițiile preferate de pe Eurosport și Eurosport 2 sunt disponibile acum și grație aplicației Eurosport Player. Cu sistemul Multifeed puteți viziona simultan Eurosport, Eurosport 2 și Eurosport News. Canalele Multibonus asigură transmisiuni integrale în direct ale sporturilor preferate, iar la cerere puteți selecta și revedea oricând programul favorit. Eurosport Player, modul ideal de a viziona sport în orice loc, în orice moment. Pentru detalii, intrați pe eurosportplayer.ro. Mergem mai departe cu sfertul de finală. Ding Junhui, Michael Holt. Holt conduce 3-2. Ce poate face Ding? A avut jocul 5 în mână. A ratat practic bila de joc. Ultima bilă ruși. Thank you. Ar fi prima victorie a lui Michael Holt. Bine, s-au întâlnit de multe ori, odată până la acest meci. A câștigat atunci Ding, cum spuneam, Marele Premiu, ediția 2008. Începe jocul 6, Michael Holt deschide, tot el conduce 3-2. 3-2 are și Kurt Mufflin cu Jamie Burnett. De la 0-2. De la 0-2, 3-2 Kurt Mufflin. Ce performanță ar fi pentru Kurt. Să nu uităm, prieteni, reprezintă Norvegia, dar este englez jet by jet, este căsătorit cu jucătoare norvegiană de snooker. În cât timp și-a perfecționat snookerul în regat, nu a reușit mai mult de finală de campionat european de amatori. Mutarea în Norvegia pare să că a fost de bun augur pentru Kurt Mufflin, nu neapărat din punctul de vedere al pregătirii, cât mai ales spun unii și alții, din punct de vedere mental, a prins o mai mare încredere în el, în posibilitățile sale. Probabil nici n-a avut în Norvegia adversarii pe care îi avea în regat. Atunci, normal, victoriile începând să vină una după alta și încrederea în jocul tău crește pe măsură. Dar există și reversul medaliei, jucând tot timpul cu adversari mai slabi sau mult mai slabi și câștigând. Când ai de un jucător bun, nimic. Când ai de un jucător bun, nu știi ce se întâmplă cu tine, ce ai pățit.
primul punct al jocului, 6 reușite de Michael Holt. Ar putea să spargă pachetul acum. Dacă va juca bila albastră. Asta aproape bine că a blocat buzunarul. Dacă a ratat, bine că a blocat buzunarul. Da, da, a ratat. Și a blocat buzunarul, într-adevăr. Așteptam să joace bila albastră în buzunar de mijloc, să spargă mănunchiul. Aha. Să încerc ceva, are o lovitură cu manta înainte, bila roșie să intre în carambol cu bila albastră. Și așa să ajungă în buzunar, da? Ah, ce frumos! Da, da. E clar că bila nu va rămâne acolo, bila albastră. A blocat și bila neagră. Va fi un joc mai lung. Nu, no, trebuia să execute puternic lovitura și ieșire la bila maro sau la bila galbenă. La bila neagră nu avea unde să urce. Ding Jin He. One. Ar putea să trimită bila roșie lângă manta superioară. Așa, simplu. Fără să se complice. Greșește Ding. Crezi că poate fi ștearsă? Da, da, da. Fără îndoială. Și întoarsă în buzunarul de mijloc. Da. One. Doar un singur punct. Atât. Va urma o lovitură defensivă. Greenball. Bila verde și snucăr în spatele milimanu. Cam repede s-a ridicat de pe lovitura. Poate îl doare spatele. Da, da. Atunci ce caută în sfertul de finală? Păi, poate s-a ales cu această durere după meciul cu Steven Lee, nu? Mm. A avut un meci greu ieri. A câștigat în joc decisiv, a revenit de la 1-3. Și funcționează foarte bine jocul de siguranță lui Michael Holt. Și Ding s-a montat foarte bine la această lovitură. Atacă buzunarul. Are și culoare prin stânga. Foul. Pentru întoarcerea bilei albe, dar comite un fault. Nu-i lasă nimic. Cred că va cere refacerea poziției. Da, nu se aștepta
Thorsten Müller la acest fault. Da, pe acolo era Villalba. Asta vrea, asta dorea. Sunt curios de ar fi ratat și de această dată la ce ar fi apelat Michael Holt. No, ar fi atacat aceeași bilă la buzunar. Pentru că, să explicăm, se știe că a treia ratare într-o astfel de situație când vezi bila direct, de fapt pe ambele extremități, este penalizată cu pierderea jocului. Dacă, virgulă, comiți fault. Ai comis trei faulturi la rând, ai pierdut jocul respectiv. Da, dar trei faulturi consecutive în astfel de situații. Da, trebuie să punctăm acest lucru. Dacă este în snucăr la toate bilele obiect, bile obiect sunt definite bilele roșii, bile obiect este orice bilă colorată. Depinde de culoarea ei. Superbă realizarea lui Michael Holt și snucăr în spatele bilei vers folosindu-se de bila galbenă. Dacă îi permite unghiul. Dacă nu, spatele bilei galbene. Michael Holt, one. Yes, e bine. E chiar mai dificil cu bila galbenă acolo, îndepărtată de bila verde. Se descurcă excelent ding. Sunt convins că se gândește din nou că o să plaseze bila albă în spatele bilei verzi. Va prăștia din bilele aflate în pachet. Bila roz și ea va pleca de acolo. Dacă va încerca snucărul și bila albă să ruleze printre mante și bila galbenă. Spatele bilei verzi. Da. Și reușește un snucăr foarte bun. Super lovitură. Timp probabil va juca pentru aceeași bilă. Pentru cea de pe manta superioară. Da, și mai devreme tot e snucăr atins acum. Nu e bună traiectoria. E pe lângă. Foul și ratare. Michael Holt. E, acum în această situație poate comite câte faulturi dorește, să spunem așa, Ding. Nu există riscul pierderii jocului pentru că se află în snucăr la toate bilele roșii. Exact. Acum e bine. Și lăsat poziție la bila roșie de lângă bila albastră pentru da, buzunarul drept. Da, da. Dar lovitura e grea. Și la bila roșie și ce urmează la bila albastră. Mai ușoară pentru că va juca pentru celălalt buzunar. One. Șansă mare pentru Michael Holt de a merge în semifinală. Trebuie să dezvolte, să deblocheze măcar o bilă superioară roz sau bila neagră. Are continuare. I-a mers foarte bine, foarte bine această lovitură de spargere. Are șanse să câștige meciul Sunday. Da. Dar nu are o lovitură simplă. Da, la buzunarul drept... Nu cred că mergea și...
Și aici tăietura la buzunarul de mijloc din stânga e dificilă. 7. Foarte bine. Rulează prea mult. Adrenalina, batovina. Nu se aștepta să urce atât de mult masa. A fost aproape drept pe Bilamaru. Cred că a pus și puțin efect, efect lateral. Da, efect stânga. Exact. Și a prins viteză din mantă, Bilamaru. Da, acum ar fi bine să aibă răbdare, să aștepte un alt moment favorabil, să joace la siguranță. Bine, alba spatele bilei verzi. Da, dar când știi că l-ai adversar pe din care îți poate închide jocul așa, din nimic, dintr-un sfert de șansă, când știi că puteai să închizi meciul, nu prea ți vine să cedezi rândul la masă. Da, excelent, ducă la toate bilele. Are un culoar printre galbenă și verde, dar... E greu să obțină o poziție de siguranță. Pare mai degrabă obligat să atace bila roșie din apropierea bilei negre. Intensitate medie. O poziție... Nu poate lăsa, așa e bine, decât la bila roșie jucată. Nu este cazul, orice altă lovitură este extrem de dificilă. Și dacă Michael Holt încearcă să forțeze, riscând... Bănuiesc că va încerca, fie la buzunarul de mijloc de partea stângă sau la buzunarul stâng. Dar mai degrabă la mijloc. A, nu. Preferă la colț. E și aproape lipită, poate de aceea. Da, nici din nu prea are ce să joace. Grupul de 3 bile roșii din partea dreaptă, există o bilă pentru buzunarul de mijloc. Probabil acolo va juca Ding. Da, și ieșirea pentru bila neagră. Trebuie să ruleze bine, bine. Ei, s-ar putea să avem joc decisiv, Sandy? Da, foarte posibil. Iese de la masa 3. Echilibru, echilibru mare. 46-41 în favoarea lui Kurt Mufflin. Și la masa, nu mai gata. Va fi joc decisiv și acolo. La break-ul de 18 puncte de două ori a pierdut poziția bilei albe. Michael Hunt. Da.
încercat mai devreme să obțină poziția la cealaltă bilă roșie, cea mai apropiată de punctul bilă roz. Bila roz va reveni pe punctul ei și să nu cumva să-i blocheze o bilă. Bila pe care și-a dorit să o joace mai devreme. Se uită foarte atent, Ding. Da, avem și confirmarea. Jamie Burnett și Kurt Mufflin la masa numărul 3 vor disputa jocul decisiv. Sunt șanse mari să avem joc decisiv și la această masă. 1. Reamintesc la masa 2. Neil Robertson l-a învins la pas, dacă mi-este permisă expresia, pe Tian Peng Fei 4-0. Nu este o lovitură dificilă. Efect lateral va evita carambolul cu bila neagră și va coboră probabil pentru bila albastră. Nici la bila albastră și nici la bila roz. Trebuia să mai ruleze bila albă. Greu să joace bila albastră sau bila verde cu retur. N-are de ce să riște. Nu știu de ce și-a prăncitor scurt de atac. Probabil. Riscă. Da. Este jucătorul mai sigur pe această lovitură de semidistanță dintre cei doi. Da, dar e foarte grea. Da, și a lovit mult lângă. Tintin Hay, 22. Da, trebuia să joace bila galbenă, să ducă în spatele bilei verzi. Tăiat mai mult decât era necesar. Și nu-l pedepsește. A treia șansă irosită de Michael Holt. Kick. E incredibil ce kick a avut. A avut parte numai de ghinioane. Ha, cât de mult a sărit bine. Evident, dacă Ding a avut un kick, era de așteptat să solicite ștergerea bilei albe. Bila roșie se pare că are loc pe lângă bila albastră, la buzunarul de mijloc. Dacă nu, va fi jucată la buzunarul galben. One. Mare greșeală. Probabil va fi un snucăr. Spatele bile galbene. Folosindu-se de bila verde. Sau direct în spatele bilei verzi. Oh. N-a fost departe să comită fault.
Faul și ratare. Nu. Da. Dar a lovit prea puternic. Da. Și eu care am crezut că nu va ajunge Bilalbă la... Și nici unghiul nu a fost cel mai bun. Da. Trebuia să-l lovească mai din stânga. Bilaroșie. Îi lasă o poziție extrem de favorabilă lui Michael să închidă meciul. Da. Preferă bila mai grea? Sau nu o consideră atare? Nu, nu, e lovitura mai ușoară, după părerea mea. La cealaltă bilă distanța era mai mică și unghiul mai dificil. A fost o intensitate bine reglată, așa numită intensitate de buzunar. Acest moment egalitate cu 43 maxim disponibile pe masă. Știi ce? Chiar nu... Bila Maro pare a fi într-o poziție mai dificilă, dar nu este într-atât de dificilă. Până acolo mai există Bila Roșie. A. În partea stângă. Aici niciun fel de problemă. Uite, acum ar putea. Zici să intre în carambol cu ea? Cu Bila Roșie, din stânga? Da, unghiul e bun. Aranjat-o și mai bine. Dar cu Bila Albastră... Și crezi că joacă? Da, Bila Albastră. Și să vedem dacă va reuși să intre în carambol din nou cu Bila Roșie. Sau, dar e greu să o șteargă atât de fin și atât de puternică încât să o trimite spre buzunarul galben. Hai să vedem. Nu spre buzunarul galben. Dar o dezvolte spre mijlocul mesei. Da. Foarte importantă lovitura. A dezvoltat-o. Atenție să nu se plaseze după Bila Maro și acolo s-a dus. Șansa lui Ding. 21. Eu nu văd atacabilă la buzunar din această poziție. Tu ce zici? Aștept întotdeauna. Aștept, bineînțeles. Dacă se mișcă Bila Maro. A fost bine. Întâi a lovit Bila Roșie. Da. Dar a pierdut poziția la o bilă colorată. Dacă jocul trecut a renunțat la lovitura pe buzunar, realizând snookerul în spatele bilei negre, de ce nu ar plasa acum pe mantă Bila Maro să ducă Bila Albă sus. Dar nu-i mai simplu, lipește Bila Albă de Bila Maro și... A, și snooker. Face un snooker, da. Atacă. Are 14, 19, sau 20. Sau duce Bila Albă în spatele bilei negre. Dar nu e bine ce a făcut cu forținuse de Bila Albastră. Mai e foarte bine. Snooker reușit? Da, dar are secvență până la Bila Albastră. I-a oferit prea multe posibilități de a-și plasa Bila Albă bine, în cazul în care, sigur, va avea poziție la Bila Galbenă. Ding. Ia să vedem. Ah. Ia să vedem și free ball. Aici e dramă. Free ball. Nu. Doar să trimită Bila neagră pe mantă și Bila albă în spatele bilei roz. Nu. Preferă refacerea poziției. Foarte bine. Din nou, tare va executa lovitura. Tot pe acolo, incredibil ce culoar găsește Ding. A, găsește și buzunarul. NMS. Michael Holt. La fel, ratare. Deja 22 cu 27. De două ori mai poate rata până va trece dincolo de granița snookerelor.
Ei, cred, nu se poate așa ce ceva. Spun, da, i-a cerut scuze. I-a cerut scuze lui Michael Hock. Ce-ar fi fost să rămână și într-o poziție bună la Bilei. Stai un pic, că nu se știe ce urmează. Ce zici de un snooker acum în spatele Bilei Maro, iar Bila Verde spre Bila Neagră? Eu aș încerca un snooker în spatele Bilei Negre. A, cu Bila Albă. Cu Bila Albă, da. Am zis invers. Să trimit Bila Verde, ia să vedem, 20 diferență. Da, are nevoie doar de bila verde, Michael Holt. Se evite bila albastră, reușește și este snooker. Fii atent ce snooker. Bun. Super, super. Bun. Super. Și foarte bine îi închide jumătatea stângă de masă. Ce mi-ai făcut? Da, prin stânga îl împiedică bila neagră, prin dreapta bila maro. Exact. Foarte bun snookerul. Superb, superb. A găsit bila verde, dar îi lasă poziția lui Ding. Da. Nu chiar, nu chiar, s-a rugat să mai ruleze. Da. Cu manta, dacă va dori să riște Ding. Lovitura, așa numită lovitură peste față. Cred că va ataca. Nu. Din nou, snooker încearcă Ding. De această dată nu-l reușește. O șansă bună, da, pentru Ding. Nu jucase bila verde pentru a fi trimis în buzunar, dar a ratat lovitura de siguranță. Tacul jos pe bila albă pentru a obține o poziție la bila maro. Dar și dacă ratează, lasă bila pe marginea buzunarului. Categoric. Și bila albă tot acolo, în treimea inferioară. A știut. Da. Dar s-a ridicat repede de pe lovitură și gata. Cred că acesta a fost, sau aceasta a fost istoria disputei Michael Holt Ding Junhui, a doua întâlnire dintre cei doi. Prima întâlnire Ding a câștigat, acum câștigă Michael cu 4-2 și urmează a întâlni în semifinală pe cine? Foarte aproape, Jamie Burnett. Mai are nevoie de o bilă roșie, Jamie Burnett. Are un avans de 67 de puncte cu 75 maxim disponibile și se află la masă. Break-ul este, reamintesc, sau punctez, de 67. Ar trebui să trimite și bila maro, dar nu. Nu reușește și Ding va reveni. Ding va reveni la masă. Da, a obținut bila de care avea nevoie Jamie Burnett. 68 avans, 67 maxim disponibile. A încercat să trimită în buzunar bila maro. Da, juca la buzunar să joace pentru snookerul la bila albastră. Buzunarul de mijloc. Oh, ce riscant a jucat. Foarte, foarte riscant, dar uite că obține snookerul. N-a vrut să obține snookerul, a jucat bila maro, a șters-o fiind pentru buzunar. Nu l-a obținut. Nu gândește rău Ding, neputând realiza snookerul, apropie bila maro de celelalte, iar Michael Holt va încerca acum să mărească distanța dintre bila maro și bila albastră, și, în mod special, și celălalt.
Parcă i-a fost frică de victorie din altă colt atunci când a jucat Bila Verde. S-a complicat. Mă refer la ieșirea la Bila Maro. Cunoaștem și numele celui de-al treilea semifinalist. Scoțianul Jamie Burnett. Al patrulea va fi decis de acest meci. În acest moment, matematic, Michael Holt este semifinalistul acestui meci. Ce face Dink? Ok, în spatele Lupta. Bilei negre. Știe că nu va ajunge. Știe că nu ajunge și că și lasă poziție. Ratează Michael. E frică. A ratat. Ding acum obligat să trimită Bila Maro în buzunar și să încerce obținerea snucărului la Bila albastră. Ok. Ia să dăm. În plin? Ușor spre dreapta, lovită da, Bila, așa. Da, așa. E bine, așa. E bine, se va depărta. Se va depărta, dar nu. O vede Michael Holt. Da. Important este să o lase acolo, Bila albastră. Michael Holt. Da, uite că preferă cu manta. Înseamnă că se află în snucăr. Se află în snucăr dacă joacă așa. Sau nu a dorit să riște o lovitură cu ușor efect de ocolire, ținând cont că Bila albă era lipită de mantă. Cu două mante în spatele bilei negre. Da. Lateral stânga. Atenție la buzunarul de mijloc din partea stângă. Prea tare. Îl poate ajuta Bila Roz. Și cred că îl ajută. Nu e rău snucărul. Da, nici greu. Da. Am zis că nu e rău. Nu că nu e greu. Ieșirea este la îndemână. Dar contează foarte mult unde va lăsa. Parcă de aici am plecat, nu? Era un unghie asemănător. Da. Bila neagră era mai apropiată de buzunarul drept. Cred că e gata. Vrea să ruleze Bila albă. Cred că este gata. Da. Acolo și Michael Holt va ataca buzunarul de mijloc. Dacă poate, dacă nu buzunarul galben. Este Bila care, sigur, îl va face pe Ding să cedeze. Zi, galben sau mijloc? Galben. Este în semifinale Michael Holt. Și adar cele două semifinale, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, prieteni. Stephen Maguire, Neil Robertson pe de-o parte și Michael Holt, Jamie Burnett pe de-alta. Victorie cu 4-2 a lui Michael Holt în fața chinezului Ding Junhui. Spuneam, nu mai avem mult timp, pentru că urmează Bundesliga, Daniel Bontea. Și Marius Sancuța. Mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de programele postului nostru de televiziune la ora 7:00. Și pe Eurosport Internațional vă așteptăm pentru semifinale.